Bine ne-am regăsit la o nouă rețetă. Vreau astăzi să vă arăt cum gătesc cele mai delicioase strudele vreodată. Strudel cu dovleac, mere și miez de nucă. Bineînțeles și miroasele care vor da un gust senzațional acestor strudele. Haideți să vă arăt cum și ce am nevoie ca să pregătesc această deosebită rețetă. Vă doresc spor la gătit! Voi folosi coaja de la o lămâie. Lămâia, când am cumpărat-o, am citit pe etichetă să văd, să mă asigur că este comestibilă coaja, dar chiar și așa am spălat-o bine înainte de a o răzui. Trei mere, le voi îndepărta coaja, iar apoi le voi da prin răzătoare. Merele cântăresc 600 de grame, toate trei. Am curățat jumătate de dovleac, i-am scos semințele, am îndepărtat coaja, îl tai acum în bucăți, pentru că îl voi da și pe acesta prin răzătoare. După ce l-am curățat de coajă și de semințe, am rămas cu 850 de grame. Pun peste dovleac și peste mărul ras 200 de grame zahăr brun, 2 pliculețe cu zahăr vanilat, o lingură rasă de scorțișoară, coaja de lămâie și amestec totul foarte, foarte bine. O să las acum toată compoziția aceasta, o las de o parte pentru aproximativ 15 minute, o acopăr cu ceva și în acest timp mă voi ocupa, vreau să coc miezul de nucă, voi folosi 200 de grame miez de nucă și vreau să-l las pentru 10 minute la cuptor la 170 de grade, dar nu mai mult de 10 minute pentru că riscăm să se ardă. Am pus cratița pe aragaz, pun acum dovleacul și mărul pe care le-am amestecat mai devreme. Între timp s-a copt și miezul de nucă, l-am scos, l-am pus la răcit. Ce este foarte important atunci când folosiți miez de nucă, să vă uitați foarte bine să nu conțină coajă de nucă, pentru că dantura este foarte importantă. Am aici cantitate de mere și dovleac pentru 3 blaturi de foietaj, a câte 300 de grame fiecare. Fac mai multe strudele pentru că sunt foarte gustoase. Chiar vă rog să faceți această rețetă exact cum am făcut-o eu. Și aștept comentariile dumneavoastră. Merele și dovleacul s-au călit suficient. Le-am ținut aproximativ 20 de minute în cratiță la foc mediu. Am amestecat continuu. Acum le voi lăsa să se răcească și voi trece la etapa următoare. Merele și dovleacul s-au răcit. Întind acum blatul de foietaj. Îl tai odată pe lungime. Pun peste foietaj din compoziția obținută mai devreme. Așez acum miez de nucă.
Dacă vă place această rețetă, puteți să dați un like, puteți să și distribuiți. Dacă nu v-ați abonat încă la canalul meu de YouTube, chiar acum puteți să o faceți, astfel vom găti împreună și alte noi rețete. Rulez acum foietajul, nu-l presez foarte tare, dar îl rulez bine. Cu un cuțit tai bucăți destul de mari. Așez acum pe tava de copt. La fel procedez și cu bucata de foietaj rămasă și tot la fel voi proceda și cu celelalte două blaturi de foietaj. Cu un cuțitaj micuț fac 2-3 crestături pe fiecare strudel în parte. Dacă țineți post, puteți să ungeți foietajul cu puțin ulei ori cu un sirop de zahăr. Eu voi unge, am bătut aici două gălbenușuri cu puțin lapte, ung cu ou. Și pun tava la cuptorul încins la 180 de grade pentru 25-30 de minute. Strudelele sunt gata, pudrez acum cu zahăr. Vă doresc spor la gătit și poftă mare! Pe curând și cu alte noi rețete! La revedere!